soarta te îndreaptă către ce trebuie să faci tu. Să nu existe doar zona de teorie. Știți foarte bine că ne străduim foarte, foarte mult să aducem în fața voastră oameni interesanți. Raftul cu afaceri. O producție a Pricers. Pentru început, zic că facem brânză. Faceți o mare brânză. Facem o mare brânză. Ne-am dorit foarte mult să facem 5 milioane de euro și am mai avut așa un pic și nu ne-a reușit în decembrie ce am vrut și cred că asta e expresia pe care ai zis-o acum. În România încă este loc. Este loc, da, este loc, exact. Deci poți să copieze utilaje, poți să-și cumpere și ei, poți să învețe, poți să fură rețetă, poți să... Dar pe noi nu ne pot duce la ei în fabrică să facă lucrurile așa cum facem noi. Acum când am plecat din întâlnirea trimestrială, mergi să te întâlnești cu lor, am vezi, pune iarăși acolo, tot. Ce am vorbit în întâlnire? Ce? Spune-le bugetul. Haideți la noi, uitați-vă, nu avem nimic de ascuns, nu este nicio șmecherie, ăștia suntem noi, asta facem. Ați auzit, frica de la frică, să scăpăm de frica de la frică. Și o să fie bine. Salutare, Pricers! Bine ați venit la încă un mega super interviu. Am plăcerea să fiu în Cluj astăzi și să filmez o discuție, mai mult între prieteni decât un interviu, cu Marius Băcu de la Ferma cu Omenie. Omul ăsta produce brânză și nu numai că o produce bine, o și livrează în multe țări, în 13 țări pe lângă România. Fac o treabă bună, nu doar în cifre, cât și în cultura organizațională pe care au creat pentru oamenii care lucrează acolo și în acest interviu vom încerca să descoperim ce este mintea acestui om. Cum gândește un antreprenor care are un business de 5 milioane de euro, cum gândește un om care este tată, care este soț, care lucrează cu tatălui în business și cu soția în business și să vedem cum gestionează aceste lucruri, o să încercăm să disecăm creierul lui și să învățăm cât mai multe, pentru că o să fie inspirație, o să fie informație și după aceea pentru tine o să fie acțiune. Așa că pregătește-te, deschide-ți mintea, pregătește pixul și foaia pentru încă un mega interviu pe platforma Pricers. Salut, Marius! Servus, Laurent! Bine ai venit! Bine te-am găsit la Cluj! Sau bine te-am găsit eu la Cluj, că bine. Ești mai des tu la Cluj decât sunt eu. Marius, pentru cei care nu te cunosc, poate nici după nume, nici după înfățișare, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Cine este Marius? Marius Băcu. Să nu zici că e o întrebare așa de grea, că asta e cea mai simplă întrebare din interviu. Mă gândesc cu ce să încep. Sunt... un antreprenor, sunt un tată, un soț, sunt un fiu, fac business cu tatăl meu, avem o afacere de familie, am 3 copii, am o soră, îmi place să stau afară, în natură, îmi place să fac sport, îmi place să stau mult cu copii, îmi place și la serviciu să fac business, să stau cu oameni de afaceri, să... petrec timp cu prietenii. Sunt un om deschis și prietenii mei îmi spun că sunt foarte relaxat. Da, știu. Marius, noi ne știm de ceva timp, cunosc destul de bine business-ul tău pentru că am fost împreună o perioadă destul de lungă, inclusiv în diferite contexte de mastermind, de învățare și așa mai departe. Dar pentru cei care urmăresc interviu, spune-ne un pic despre firma în care ești în acest moment. Am înțeles cu tatăl tău. O să vreau să vorbim un pic și despre asta, pentru că de multe ori când suntem cu părinții într-un business sau copii, există și multe conflicte între generații, între percepții. O să vorbim și despre asta, dar spune-ne un pic mai multe despre business. Dă-ne niște cifre, pentru că oricum, dacă nu ne dai tu, o să caute oamenii pe Ministerul Finanțelor în secunda 2 după ce ai început să spui numele. Pentru început, zic că facem brânză. Faceți o mare brânză? Facem o mare brânză, facem 2-3 tone de brânză pe zi. Wow. O vindem în țara noastră și în alte 13 țări. Facem treaba asta de 20 și ceva de ani. Business-ul e început de tatăl meu acum aproape 30 de ani. Și... e un business de familie. Anul ăsta ne-am dorit foarte mult să facem 5 milioane de euro și am mai avut așa un pic și nu ne-a reușit în decembrie ce am vrut și am făcut aproape 5 milioane de euro pentru care sunt recunoscător și
pentru că a fost un an plin de provocări și am făcut 5 milioane de euro de la 4 la 5, a fost bine. Excelent, felicitări. Și mulțumesc. Câți angajați aveți? 50. 50. 50, sunt două business-uri separate acum, 50 în business-ul cu fabrica de brânză și business-ul cu agricultură și zootehnie mai are 25. Uh-huh. Deci în total vreo 75 suntem la fermă. Pentru că și ferma și fabrica sunt în același loc, în Unirea, în județul Alba, pe un deal. Și ne mândrim că facem brânză cu laptele de la animalele din curtea noastră. Deci, practic, firma de zootehnie este furnizorul pentru cealaltă firmă. Exact. În totalitate, în exclusivitate? În exclusivitate, în sensul că ne vinde... Vinde doar pentru fabrica asta, dar mai și cumpărăm lapte încă cam atâta de la niște fermieri din Alba și Mureș. Uh-huh. Deci jumătate din laptele pe care îl procesează fabrica vine de la ferma noastră. Mai cumpărăm și de la alte ferme. Avem două branduri. De la ferma este brandul nostru premium și facem cea mai bună brânză pe care știm să facem cu cea mai bună și proaspătă materie primă din ferma noastră. Mai avem un brand pachet de acasă. Și brandul pachet de acasă se adresează românilor din diaspora. Vindem în 13 țări, în principiu românilor din comunitățile de români care stau în Spania, în Anglia, în Italia, în America avem un distribuitor. Și duceți brânza de aici până în America? Da, nu chiar așa de multă brânză, dar anul trecut am vândut de vreo 4 ori am livrat în America. Uh-huh. A fost o provocare pentru noi, ne-am dorit tare mult să ajungem acolo. E un business la început, sperăm să crească, dar a fost așa o provocare să ajungem așa acolo. Frumos! Brânză, peste tot în lume să fie, brânză românească bună și sănătoasă. Așa să fie. Înainte de brânzeturi, înainte de businessul ăsta, tu făceai altceva, erai IT-ist. Așa. Cum a fost trecerea asta de la IT-ist la companie de la producătoare de brânzeturi? Eu mi-am dorit să învăț IT. Am fost așa un copil care meșterea mult și construiam multe lucruri. Mi-a plăcut electronicele, mi-a plăcut de mic. Am desfăcut și pus la loc jucării de nenumărate ori și apoi am dat de calculatoare și am avut oportunitatea să am calculator în casă foarte repede, tatăl meu având un business și având acces la calculatorul de la serviciu și m-am gândit eu că mi s-ar potrivi Politehnica și să învăț calculatoare. Și părinții mei m-au lăsat să fac ce vreau și am învățat la Cluj Politehnica și m-am cam desumflat așa prin anul 3 când... Nu știu dacă îți mai amintești când au început să fie rețelele locale în cămine și erau apăruseră filmele și apăruseră jocurile și toți colegii mei erau lipiți acolo de monitoare, stăteam la școală 5-6 ore și după aia mai stăteau 10 la jocuri, la calculator și eu n-am putut asta nici cum, n-am putut să stau așa de mult în fața calculatorului, mi-a trebuit să fiu cu oamenii și mi-am dat seama că viața mea nu o să fie lipită de un ecran. Am terminat școala și... m-am apucat de un alt business. Tatăl meu mai avea un business în construcții și am făcut amenajări de interior, am făcut scări de interior din lemn vreo câțiva ani, imediat după facultatea de calculatoare. Era afacerea tatălui tău și uh-huh. ai preluat tu în totalitate? Da, și... o afacere mai mică. Uh-huh. Și mi-a plăcut tare. Lucram cu arhitecți, cu niște prieteni, cu alți constructori. A fost o vreme bună pentru construcții atunci, în 2006, 2007, 2008. Făceam bani ușor, era fain. Erau clienți faini, erau colaboratori faini, să lucrez cu arhitecți și cu oameni deștepți, era fain. Și s-a încheiat brusc, odată cu criza economică, atunci în construcție a fost tare greu și am rămas neplătiți. S-a dus. Și a trebuit să închid business-ul ăla. Și am fost implicat în construcția fabricii tatălui meu. Tata a accesat un... proiect european și eu zis, te rog, ajută-mă, mie nu-mi plac hârtiile astea și eu în astea nu mă bag, ajută-mă cu construcția să facem o fabrică de brânză. Și 2 ani am muncit, am făcut fabrica de brânză între 2002 și 2004,
Și după ce am făcut-o, tata se zice, uite, tu cam știi ce e pe aici, n-ai vrea să o și administrezi. Și... Asta era planul lui de la început sau pur și simplu a curs așa? Hai să zic ceva, am avut un profesor de management care ne-a zis odată, zice, uite, eu după ce am învățat atâta management și am un business mare, eu pe copiii mei nu vreau să-i bag în business-ul mare. Eu le fac câte un business la fiecare așa mai mic și îl construiesc și când termină facultatea se poate să facă 2-3 mii de euro ușor pe lună dacă vor să-l dezvolte să fie sănătoși. Dar eu nu vreau să-i chinui să-i bag în business-ul ăsta mare, greu, cu mine aici pe cap. Eu nu cred că e o idee bună și vă sfătuiesc pe voi să faceți asta și că ce treabă bună e pentru copiii voștri. Și a zis, zic, tata, a făcut asta fără să studieze niciun business. Așa fain, după ce am terminat facultatea, mi-a dat un business mic. M-a ajutat enorm de mult, dar m-a lăsat să fac toate greșelile acolo, nu în business-ul mare, cel mai important business al familiei. Zic, așa că n-ai inventat-o prima dată asta, eu am trăit-o. Este un concept în Portugalia care spune că atunci când copilul face 18 ani, copilul, fata, dacă e să-i dai o mașină, dă-i o mașină de 500 de euro, un jaf de mașină. Lasă-l 2 ani de zile cu mașina respectivă, după aia dă-i o mașină bună. Foarte interesantă abordarea asta cu un business mic, lasă-l să dea cu capul. Tatăl tău nu s-a băgat deloc în businessul ăla, să te ajute, să te salveze, să... M-a ajutat foarte mult. Nu mi-a dat sfaturi, dar au văzut când mi-e foarte greu și m-a ajutat. Întotdeauna m-a ajutat mult. Nu-mi plăcea când se băga. Uh-huh. Dar nu îmi spunea la cu ce client să lucrez, cu ce furnizor să fac. Ce... Discutam când îi ziceam că mi-e greu, mă ajuta. La fel și în celălalt business. M-a ajutat mai mult decât am văzut eu că m-a ajutat. Că eu nu eram în stare numai să văd greșelile pe care le face. Și vedeam ce nu-mi place că face în business-ul lui, dar m-am trezit foarte târziu și mi-am dat seama că, de fapt, pe tot parcursul muncii noastre împreună m-a ajutat și a fost un sprijin fantastic pentru mine. Dar mi-a trebuit vreo 15 ani să-mi dau seama. Și vis-a-vis de conflict, că ziceai că ajungem la conflict între generații, au fost nenumărate. Au fost atât de perioade, atât de provocatoare, cu atât de multe conflicte de gândire și de viziune și de, de direcție și de management și de diferențe de cultură organizațională. Și noi am avut un business împreună. Și un business cu multe, multe domenii. Adică noi făceam export, aveam o echipă de vânzări, aveam o echipă de producție îmbrăcați frumos în alb, maxim de igienă, ca în sala de operație. Și dincolo erau oameni care îngrijeau animale, tractoriști, altă cultură, alt fel de management, alt fel de... interacțiune. Stil de leadership. Da. Și cu toate că mi-a dat mână liberă de la început, zis, uite, asta e partea ta, tu conduci fabrica de brânză, nu o să mă bag peste tine niciodată, tu nu conduci ferma. Și am a fost foarte, foarte riguros și am respectat atribuțiile fiecăruia, adică n-am făcut fiecare de toate. Am avut centrele noastre de profit și fiecare l-a administrat cum o știu mai bine. Tot au existat dificultăți când au fost vorbit, planuri de viitor, viziuni diferite și târziu am învățat că de fapt era rolul lui să facă viziunea, că el a fost fondatorul și el trebuia să facă, dar după ce am fost la școală mult timp mi-am dat seama că era rolul lui și eu trebuia să o respect, el fiind fondatorul și el știind cum a visat business-ul ăla. Și lucrurile s-au schimbat după un training de-a meu de management în care fost un training management, leadership și profesorul mi-a zis, uite, într-o pauză, eu cred că tu te plângi că e greu să lucrezi cu tatăl tău, dar rolul tău e de fiu în primul rând, tu trebuie să-l iubești pe tatăl tău, du-te acasă, spune-l că îl iubești și nu te mai bagi în afacerile lui, că face mai bine afaceri ca tine dintotdeauna și nu-i treaba ta să-i spui lui cum să facă business. Așa că rolul tău e să-l iubești prima dată și atunci era în preajma Crăciunului, am făcut ce mi-a zis, l-am sunat din aeroport să-i spun că îl iubesc, am ajuns în
acasă, au venit la noi de Crăciun și toate conflictele între generații s-au închis în momentul ăla. Wow. Mi-a deschis ochii și mi-a spus, uite, voi sunteți tată și fiu, asta e relația voastră. Faceți business foarte bine, dar până atunci a durat 15 ani și ne-am purtat ca și parteneri de afaceri, deci aia nu a fost ok. Și a fost o schimbare uriașă. Și business-ul a crescut foarte mult. Deci, practic, în timp ce povestea, i-am vrut să întreb cine o convins pe cine. Tu l-ai convins pe el să gândească ca tine, el te convins pe tine să gândești ca el, dar, din câte înțeleg, nu s-a întâmplat nimic din asta, ci pur și simplu... S-a întâmplat ce trebuie să se întâmple. A fost natural. Ne-am regăsit relația de tată-fiu. Uh-huh. Și... am avut eu viziunea mea pentru business-ul cu brânză, el viziunea lui pentru agricultură. Am făcut două companii care merg extraordinar de bine, cooperând companiile între ele. Exact. În foarte continuare bine. Sunteți așa, da. În cele două companii. Da. Foarte interesant. Că asta este una dintre provocările și întrebările care le mai primesc așa de la tineri. Cum îl conving pe tata să... cum îl fac să gândească ca mine, cum îl fac să vină și el la un curs de management, cum îl să. Și dacă vine tata, e același lucru. Cum îl conving pe copilul meu să nu se gândească la avioane, că deocamdată aici suntem, cum îl să? Lora, am fost foarte norocos. Tata mie mi-a dat mâna liberă, a zis, fă ce vrei. Nu toți tații sunt așa. Uh-huh. Sunt oameni care au construit un business. În fabrica de brânzeturi? Da. Mână liberă? Da. Și acolo? Da, și m-a lăsat și când am primit atunci firma mică de construcții, fă toate prostiile pe care vrei să le faci. Nu mi-a spus asta, dar am simțit asta, ai voie să faci ce vrei. N-am avut nicio constrângere, niciun reproș, niciun sfat necerut, știi? Și a fost un mare lucru, eu nu cred că... toți tații sau toți bunicii din afacerile de familie au puterea asta să dea libertate fiului sau să dea libertate partenerului. Fă ce simți, fă ce gândești, fă prostiile și eu nu o să zic nimic, știi? Eu am fost norocos că am avut libertatea asta și că am avut ulterior claritatea să înțeleg cum m-a ajutat, de ce m-a ajutat. Că o testat la început cu o afacere mică. Poate nici nu și-o dea seama, știi, că au făcut pașii ăștia, dar până la urmă au făcut ca la carte tot. Dar nu ți-ai dat seama de asta întâmplător. Tu ai trecut printr-un proces de dezvoltare foarte puternic. Eu te știu un om, inclusiv la cursurile mele ai fost, în mastermind am fost împreună, spuneai de cursuri de management, înțeleg, în străinătate, în altă țară. Da. Asta a contribuit la maturizarea ta ca antreprenor, ca manager, ca să se... Și ca om, nu ca antreprenor. Uh-huh. Eu am avut o schimbare foarte mare în viața mea. Am avut o perioadă foarte grea, în perioadă în care am trecut printr-un divorț. Și atunci a fost așa, momentul ăla în care am ajuns la pământ, am lovit pământul și am zis, trebuie să schimbe ceva, nu mai pot să fac prostiile pe care le-am făcut încă o dată. Și atunci a fost o schimbare uriașă ca mentalitate, ca... Cred că m-am schimbat radical, nu mai nimic din omul care am fost atunci. Și procesul ăsta a fost lung, 10 ani, în care am învățat să fiu un om mai bun, să am o latură spirituală pe care nu aveam atunci, să fiu sănătos, să fac sport, să merg să învăț în fiecare zi. Și apropo de asta, a început revelația mea că trebuie să învăț să fac business, că alții fac altfel business. După ce am văzut un interviu de la Business Days, de la Timișoara, și tu erai acolo, eram într-o duminică dimineața și mă uitam pe telefon, pe YouTube și ce vorbesc cu oamenii ăștia? Nu mai știu ce an, poate că acum 10 ani, poate acum 12 ani, nu știu câți. Da, probabil. Primul Business Days de la Timișoara și mă uitam pe YouTube, Doamne, ce vorbesc? Și te-am văzut și pe tine, Doamne, despre șasiu afacerii sau așa ceva vorbeat, în care spași, ce trebuie făcut, ce e important, despre cash flow. Eu nu fac nimic ca și oamenii ăștia, trebuie să înțeleg mai mult. Și am început să învăț. Să învăț despre cum se face business. Am făcut business cum am văzut că face tata, cum am simțit eu, cum am văzut la alți antreprenori că fac business. Nu, din carte sau... Și
după aia am învățat mult și tot mai mult și tot mai mult și nu m-am oprit până acum. Și nici nu cred că o să mă opresc, că îmi place prea tare. Și să fac business, să învăț despre business, să învăț să fiu un om mai bun, să învăț să fac sport mai bine, să învăț să mănânc mai sănătos, să învăț să petrec mai mult timp cu copiii mei, să învăț de la copiii mei, e o bucurie pentru mine. Frumos. Hai să mergem un pic la business-ul de brânzeturi, la fabrica de brânzeturi, pentru că ăsta este business-ul tău. România este o țară, să spunem, propice pentru un astfel de business, pentru că avem destul de mult teren, mult pajiște, să zicem. Nu suntem atât de îndepărtați de vremurile în care mai toți creșteam cu vacile în curte. De ce nu avem mai multe business-uri în domeniul acesta? Sunt multe business-uri în industria alimentară, cred că sunt vreo 400 de fabrici mici și mari. Poate vreo 200 funcționează bine, poate celelalte sunt foarte mici. Uh-huh. Eu cred că România e o țară bună pentru agricultură, eu cred că e o țară bună pentru producția de mâncare, în general. Cred că se poate face foarte multă mâncare în România. În momentul de față se produce foarte multă materie primă pentru mâncare, adică se face agricultură bine și România ca țară vinde mult cereale sau floarea soarelui sau rapiță sau nu vinde mâncarea propriu-zisă, nu vinde produsul finit mâncare. Și aici cred că este un loc de crescut și un punct important e să exportăm mai multă mâncare, nu materii prime. Produsul finit. Produsul finit, pentru că va aduce valoare mai mare. Valoare adăugată mare. Și cred că România e o țară bună să faci business, cred că condiții stabile de business, e un mediu bun, e un mediu economic sănătos și cred că sunt oportunități multe. Asta dacă iau bucata asta de interviu și o pun pe internet, o să vină contrazicerile. Nu, în România nu se poate, e instabilitate politică, se schimbă legile, uite că au crescut dividendele la 5 la 8. Bine, de oamenii care îți scriu nu fac business sau nu fac business, care îți scriu fac altceva, nu se ocupă cu asta. Exact. Tatăl meu zicea că dacă el aș fi fost în Germania să facă același business, n-ar fi avut nici un sfert din realizări. Aici au fost oportunitățile, aici s-au putut crește, aici am putut fi competitivi acum 10 ani, când poate nici eu, nici tu, nici cafeneaua de mai jos, nici business-urile de pe strada asta nu aveau nivelul de competență a celor din Germania. Nu puteam concura cu oamenii, cu ce făceau oamenii în Germania sau în America. Adică noi, cu pregătirea noastră, acum calitatea produselor noastre, cu ce știam noi să facem acum 15 ani, puteam să facem business în România, nu puteam să facem în Italia, nici în Germania, sau nu la nivelul ăsta. Uh-huh. Și atunci acum putem? Eu cred că da. Eu cred că putem mai bine. Uh-huh. Adică eu mă gândesc că în momentul ăsta sunt niște oameni care încep să facă o afacere cu mâncare sau cu brânză sau cu training, cum faci tu, de la zero. Eu cred că nu știi mai multe decât ei. Și cred că o iau alții de la început în perioada asta. Eu cred că am avut mai multe oportunități decât au ei astăzi. Noi care am început acum 15-20 de ani. Și cred că a fost un mediu fain. Cred că și acum este loc de crescut. Noi avem o afacere mică. Concurenții noștri sunt niște giganți. Am avut o ședință trimestrială zilele trecute și am avut analiza concurenței. Păi ce cifre au concurenții noștri principali? No, noi avem 0,5% din piața de brânzeturi din România. De mici, mici. E un exercițiu de smerenie bun. Da. De la 0,5 poți crește. De la cei care au 30% din business-urile, din piața de lactate din România, e greu să crească la 31. Dar pentru noi este loc. Este loc.
Cred că asta e expresia pe care ai zis-o acum. În România încă este loc. Este loc, da, este da, loc, da. Exact. Adică dacă faci lucrurile foarte bine, la un standard bun de calitate, că îți respecti clienții, îți respecti furnizorii, este loc. Asta vreau să întreb. Care e secretul? Asta este calitatea produsului, respect de ambele părți, furnizor-client, mai, ce ai mai zice... Pentru cei care poate să uită la interviul ăsta și poate entuziasmați de mesajul ăsta că mai este loc, mai este loc în industria asta de alimente, mai este loc în România, hai să încep, ok, și la ce să fiu atent? Ce ai zice? Am avut un interviu la Ziarul Financiar zilele trecute și când am intrat în ședință zice, bă, colegii mei zic, bă, le-ai spus la ea tot, bravo! Tot ce avem planul, să știe și concurență. Fain, mă, zile tot. Noi avem așa un obicei că la noi e deschis. Adică dacă vii la noi la fermă, te primim înăuntru. Dacă vine un client, îl primim înăuntru. Și câteodată vin oameni din domeniu, poți să le zici concurenți. Și când apar cu ei la fermă, se uită colegii mei la mine, bă, chiar trebuie să ducem concurența la noi în fabrică? Zic, bă, dar mi-a cerut ajutorul. M-a rugat să vadă un utilaj, să... Poate avem și noi nevoie vreodată de ajută. Bă, ce dați concurenții noștri, chiar trebuie să-i primim pe toți la noi? Și le spun, bă, nu ne pot lua. Zice, pot să copieze utilaje, pot să-și cumpere și ei, pot să învețe, pot să fură rețetă, pot să... Dar pe noi nu ne pot duce la ei în fabrică să facă lucrurile așa cum facem noi. Și eu cred că oamenii cu care lucrez ei, core business-ul companiei. Și tehnologia are un rol, și automatizarea, și know-how, și... Dar tot de oameni e făcut și tehnologia, oamenii, și know-how, și tot, nu? Oamenii și valorile companiei și cultura organizațională, ăsta cred că e succesul. Adică dacă colegul meu de la vânzări lucrează așa la world class cu clienții, cel care face brânza, face la nivel de expert, face brânză. Dacă... laptele din fermă e super calitate, ca la orice fermă bună din Franța. N-are cum să nu iasă treabă bună, știi? Și cum să vină concurentul sau care ne-a auzit planurile, că eu am zis mai mult decât trebuia din planurile noastre de viitor, și să copieze toate elementele astea, știi? Și oamenii, și echipa, și materia primă să o aibă, și... Nu prea, nu. Cred că e posibil. Eu nu mi-e frică niciodată. Și mi-a zis astăzi, acum când am plecat din întâlnirea trimestrială, mergi să te întâlnești cu lor, am vezi, pune iarăși acolo, tot. Ce am vorbit în întâlnire, ce? Spune-le bugetul. Foarte tare. Dar asta cred că e valoarea, care, ce cred că e foarte important, echipa cred că e important, cultura, ce facem noi, poate să facă oricine, acum utilajele... 5 producători mari de utilaje de brânză în Europa. Poți să-ți cumperi și tu, poți să-și le cumperi oricine. Uh-huh. Dar brânza e diferită dacă te duci în supermarket. Nu-i toate la fel, știi? Din cauza utilajelor. Era un francez în vârstă care zicea că oricine poate învăța să faci brânză. Ca să faci brânză îți trebuie o lună. După o lună de training și de practică poți să faci brânză. Dar ca să faci brânză, ca să faci brânză bună îți trebuie o viață întreagă. Uh-huh. Și cred că maestria asta în orice departament, faci lucrurile extrem de bine, să le legi între departamente, să comunice bine departamentele, să facem lucrurile așa cum vorbim noi acum, cu zâmbetul pe buze și relaxat și cu treabă bună, așa ca în Ardeal. Nu cred că e greu de copiat. Exact. În traiectoria asta de antreprenoriat, și în business-ul de la început, în cel de scări și după aceea în fabrică, care simți că a fost cea mai mare realizare pentru tine, profesional vorbind, pe lângă bucurile vieții, evident, de care avem parte ca oameni? Când am intrat în UE, în 2007, noi am avut așa o bucurie că e... putem să vindem în piața externă. Și a venit imediat o excepție, cei din lactate n-au voie. Și am zis, no, că cum putem să exportăm și noi, suntem UE, ei vând la noi, noi vindem la ei. Și a zis, da, noi vindem la voi, voi vindeți peste 2 ani. Dacă îndepliniți regulile astea, alea, alea. Și în Portugalia a fost la fel.
că laptele materie primă din România, vezi, Doamne, nu corespundea standardelor. Nu corespundea, era și lapte care nu era conform standardelor europene. Fabrica e bună, e frumoasă, e curată, e conform standardelor europene, dar laptele nu, mai trebuie să așteptați 2 ani. Am mai așteptat 2 ani. Că se schimbă vaca între timp avut, cu aerul european. Am avut atunci niște auditori, niște controle de la UE așa severe ca să avem voie și noi să vindem afară. Nu toată lumea a avut voie. Și noi am primit drept atunci să venim. Și îmi amintesc și acum că un prieten arhitect mă suna să mă felicite și a zis: tu îți dai seama că o să fii acolo cu brandurile alea mari din Europa. Și nu mi-am dat seama până atunci și am zis, da, uite. Și anul trecut, clienții noștri din America au făcut sampling într-un magazin uriaș de mâncare din America. Și am zis, uite-mă, brandul nostru acolo. Avea dreptate voi, că a fost o realizare mare. Și am rămas așa cu gândul ăla că a fost un pas foarte important atunci când am avut voie să exportăm, știi, și să fim și noi în altă ligă. De ce ni-e frică nouă antreprenorilor români? Nu știu dacă ni-e frică, poate e percepția mea, să exportăm ceea ce facem, indiferent ce facem, că e brânză, că-s training-uri, că-s mașini, că-s ciofii. Am nimerit-o. Scuze, când începem, parcă facem o treabă destul de bună. Adică Dacia, când a intrat în piața europeană, au rupt literalmente. De ce durează atât de mult să ieșim? Am nimerit odată în Barcelona la o expoziție de motociclete vechi. Așa am intrat, era pe stradă și uite, sunt motociclete vechi. Și am intrat, era muzeu mic. Și era un producător italian, nu mi-aduc aminte, și își povestea acolo pe scurt afacerea lui. Și zic că viața mea s-a schimbat atunci când am început să-mi export motocicletele. Că mi-am dat seama că exportul e nelimitat. Și asta era realitatea. Că piața românească are o limită. E o concurență mare aici. Și dacă te duci mai încolo, în Ungaria, mai este o piață. Și dacă ai acoperit-o și pe... mai este una și mai încolo. Și mai este una și mai încolo. Și mai încolo. Și te poți duce până în America. Cu vaporul mai faci un America. Produs nou atunci și mai te mai duci în celelalte exact, piețe. Și eu cred că asta e cea mai mare bucurie a exportului, că e nelimitat. Uh-huh. Adică dacă vrem să devenim buni aici în Cluj și ne batem toți cap în cap în Cluj și ne vrem toți să vindem mult în Cluj, o să ne chinuim unii pe alții. Dar dacă deschidem ochii și deschidem, scăpăm de frică. Am un prieten care m-a ajutat enorm în business, un consultant și un prieten care îmi zice, el e din Israel și nu vorbește întotdeauna bine română și zice, Marius, să nu-ți fie frică de la frică. De asta trebuie să scapi, să nu-ți fie frică de la frică. Și cred că când scap de la frică asta de export, îți dai seama că dacă vinzi la Iași sau vinzi la Bruxelles, sunt aceleași documente, sunt aceleași hârtii, sunt aceleași reguli de joc. Doar nu este vreo diferență. E avantajul nostru că suntem în UE, știi? N-avem... Mă, dacă vindem în Anglia, stac se va male și sunt niște formalități. Da, și aia se rezolvă. Niște formalități. Da. Probabil că e doar emoțional. Că dacă e rațional și pui pe hârtie ce trebuie să facă să vând dincolo, nu. E frica de la frică. Ați auzit? Frica de la frică. Să scăpăm de frica de la frică și o să fie bine. În traiectoria asta, apropo de realizare, acum provocare. Care a fost, din punctul tău de vedere, cea mai mare provocare prin care ai trecut ca antreprenor? Cred că cea mai mare provocare a fost să organizăm afacerea de familie astfel încât să fie funcțională. Afacerea de familie e diferită de afacerea cu un partener. Să fii partener de afaceri cu tatăl tău, cu fiul tău, cu fratele tău, se combină emoționalul cu raționalul, cu banii și cu
și cu munca. Și eu cred că asta a fost cel mai greu de administrat și de administrat emoțional și de administrat profesional, relația dintre mine și tatăl meu în business. Și cred că am făcut-o la început empiric, după aia am învățat să o fac, după aia am ajuns să facem foarte bine și acum avem o relație extraordinară. Dar a fost o provocare foarte mare. Să muncești în familie, poate să-ți dea niște satisfacții foarte mari. Adică petrecem timp împreună, sunt prieteni de-ai mei care stau cu familia 2 ore pe zi. Pleacă dimineața și vin târziu. Eu am muncit împreună și cu tatăl meu și cu soția mea și muncim și acum împreună. E fain că suntem și pe acolo ne mai întâlnim, adică mai și glumim, mai și vorbim, mai... Adică e o relație și acolo care poate fi faină, dar sunt și momente care e greu. Și sunt momente în care aduci acasă greutățile de la serviciu și sunt momente în care n-ai vrea să faci asta, dar totuși trebuie să o faci. Și cred că cea mai mare provocare a fost asta, să fac diferență între membrii de familie și colegi, că ei sunt și colegi de serviciu, că sunt membrii de familie și când sunt membrii de familie, când sunt colegi de serviciu, să-mi dau seama că sunt roluri diferite și că la serviciu câteodată cu colegii de serviciu ne certăm și e ok să ne certăm chiar dacă sunt membrii de familie, colegii de serviciu și acasă nu avem nimica. Dar până să le pot ordona astea în mintea mea și să le pot gestiona emoțional, a fost foarte greu. Soția lucrează cu tine sau cu firma tatălui tău? Cu mine. Cu tine. Dar ea a început să facă export. Ea a venit din domeniul bancar și înainte să ne căsătorim o părăsit domeniul bancar cu o emoție mare, pentru că îi plăcea ce face acolo și știa să facă foarte bine. Și a avut un președinte de bancă foarte deștept care i-a zis: Lige, tu ești atât de bună că oricând nu-ți place cum lucrezi cu Marius, poți să vii la mine. Și a zis: cum? Adică poți să vii peste o lună, dacă nu a reușit, poți să vii peste un an sau poți să vii peste 5 ani, la mine ești bine primită. Și atunci i-a dat curajul să intre în afacere de familie și ne-a ajutat pe amândoi mult. Am călătorit foarte mult împreună când am dezvoltat exportul și a fost o perioadă minunată din viața noastră, că avem clienți la Roma și avem clienți la Madrid și avem clienți la Londra și a fost fain și la Paris. Mergem și să facem vizite la clienți 3 zile și după aia să stăm 3 zile... În concediu. În concediu. Și a fost o perioadă minunată în care am călătorit mult. Avem 2 copii mici și... obiectivele în ultimii 4 ani au fost creșterea copilului. A revenit în business acum 6 luni și e un mentor pentru colegii care fac export, adică e un sprijinul lor, i-au început exportul, i-au dezvoltat, are niște relații extraordinare cu oamenii cu care au muncit atâția ani și când colegii mei nu reușesc să facă ceva, apelează la ea și când dau din acaz, Lige le rezolvă greutățile și am hotărât anul trecut, acum 2 ani, să muncim mai puțin, să-i lăsăm pe managerii noștri să muncească mai mult. Ea muncește de 3 zile pe săptămână, eu muncesc 4. Avem o zi a noastră, dar miercurea nu muncim. Miercurea e ziua noastră de sărbătoare și stăm împreună, pentru că de când avem 2 copii mici ne-am dat seama că nu avem timp să povestim nimic, că weekendurile așa cu efervescență mare și au rămas multe lucruri nevorbite și atunci am decis că miercuri e ziua noastră și așteptăm să vină miercuri mai mult decât weekendul. Ce faceți miercuri? Ducem copiii la grădiniță, eu îi duc și după aia ne plimbăm, ne ținem de mânuță, mâncăm împreună, povestim. Câteodată ne certăm că avem multe lucruri nerezolvate și avem un miercuri în care ne certăm. Dar măcar într-un cadru da. Propice. Mergem să mâncăm în oraș câteodată, bem cafea în oraș, nu totdeauna. De obicei stăm pe acasă și e o zi faină așa.
petrecut împreună. Dar apropo de asta, primele miercuri a fost un dezastru, că cred că am avut 3 sau 4 în care aveam atâtea de multe lucruri nevorbite și nerezolvate și de programat și de făcut lucruri, că primele patru nu au fost faine, nu mai ne-am certat și am zis, eu nu cred că e un obicei bun, asta cred că trebuie să ne oprim din a ne vedea miercuri. Și după aia s-a rezolvat și a fost super ok. Și un obicei fain, că muncim mai puțin și avem timp de noi, avem timp de copii, avem... Merge business-ul și când nu sunteți acolo? Și dacă da, de ce? Azi vară am fost o lună în vacanță și am mai fost și în trecut, când noi erau copii mici și atunci nu-i sunam pe colegi. O lună stăteam în vacanță și nu-i sunam. Și acum am întrebat, uite, plec prima dată, simțiți nevoia să vorbim? Și din 4 membri din echipa de management, 2 ori zis, bă, ne-ar plăcea luni dimineața să vorbim un pic. Și mi-a zis, e ok o jumătate de oră? E ok o jumătate de oră. Și asta a fost înțelegerea, că am plecat o lună și de la 8 la 8.30 m-am întâlnit cu ei o jumătate de oră. Cred că mai mult am ascultat ce zic și ce fac. Dacă ei au simțit că i-am ajutat, m-am bucurat pentru asta. Și da, merg lucrurile fără noi. Și nu se simte în business când plecăm. Și... Cum? Cum într-o țară unde când vorbești cu antreprenorii, îți expresii de genul când pisica nu e acasă, șoarecii se joacă pe masă? Cum într-o țară în care ochiul stăpânului îngroașe, cum îi zice? Îngroașe vaca, nu? Da. Adică tot fel de expresii de genul acesta care sublinează că de fapt firmele funcționează doar în momentul în care patronul e acolo și le suflă în ceapă la oameni. Cum ai reușit să construiești o echipă care să funcționeze și fără tine? Nu era pe lista mea de întrebări, dar... Eu cred că totul e bazat pe încredere și pe profesionalism. Adică în momentul în care eu și Ligia am adunat în jurul nostru niște oameni care sunt mai buni ca noi. Adică managerul de vânzări face vânzări mai bine ca mine, managerul financiar știe finanțe mai bine ca mine, managerul de producție asta face de viața lui, asta știe să facă, să coordoneze producție. Nu pot să-i mai învăț pe oameni, pot să-i coordonez. Le-am dat obiectivele, ne-am discutat, am făcut viziunea, le-am transmis-o. Știm care sunt acțiunile pe care trebuie să le facem ca să ajungem la obiectivele respective. Știm ce trebuie să măsurăm, ce trebuie să nu facem, ce trebuie... Știm care sunt regulile. La noi în firmă, ce nu e legal, nu se face. O lege, știe toată lumea asta. Adică trebuie să le spun, să stau lângă ei, să le spun în fiecare dimineață asta. Și atunci, dacă lucrurile sunt clare și transparente, vorbeam cu niște antreprenori și ziceau că nu poți să faci treaba asta numai dacă e foarte curat în firmă. Adică nu poți primi musafir dacă la tine în casă e mizerie. Și eu cred că ăsta e motivul principal pentru care nu pot face unii antreprenori asta. Nu e suficient de curat în casă. Dacă e curat în casă, primești și concurență. Exact despre asta. Haideți la noi, uitați-vă. Nu avem nimic de ascuns, nu este nicio șmecherie, ăștia suntem noi, asta facem. Și dacă transparența asta o duci în exterior și o duci și în interior, mie nu-mi rușine să spun câți bani am făcut la colegul meu sau ce probleme avem sau și voi aveți ședințe trimestriale și noi. E greu, spunem tot ce nu-ți place. Odată te umflă râs, odată te umflă plâns, e 3 zile grele. Am plecat de acolo și am clarificat niște lucruri. Dar dacă nu vorbești niciodată despre ele, îți dai seama câte se adună, că noi le ștergem odată pe trimestru, le punem pe masă, cumva le rezolvăm sau dacă nu le rezolvăm, nu le mai facem sau le dăm la alții să le rezolve. Dar noi le punem, astea îs, ne plac, nu ne plac, sau noastre. Le discutăm, stabilim ce facem cu ele, mergem acasă și le facem. Și peste 3 luni vedem ce ne-a reușit. Dar nu poți să faci asta dacă nu-i curat, știi? Și dacă nu-i transparență și dacă nu-i comunicare. Și vorbeam... Nu-i strategie și nu-i plan. Și, da. Nu ai cum să le faci.
Astăzi, în momentul în care facem acest interviu, dimineața am avut un mastermind cu clienții mei și m-a întrebat exact acest lucru cineva legat de transparență. Loran, eu am un restaurant, pot să fiu și eu la fel de transparent cum ești tu, să știe toți angajații profitul, costurile, tot, că na, tu totuși lucrezi în educație cu un anumit nivel de oameni. Eu la restaurante îți dai seama ce fel de oameni ies. Zic, de putut pot. Întrebarea este, ceea ce se vede acolo în firmă se va vedea și în mai la Ministerul de Finanțe sau două chestii diferite? Că atunci mai bine nu fi transparent. Apropo de curățenie și de legalitate. Și cred că asta e o provocare mare în România pentru mulți antreprenori. Nu vreau să știu. Marius, dacă ar fi să o iei de la zero, tot brânza ai face. Nu știu dacă tot brânza, dar aș face mâncare. Cred că mâncarea e un domeniu care îmi place. Și un domeniu care e extrem de viu, se schimbă și se schimbă în fiecare frigider odată la 5 ani. Oamenii de obicei nu mai mănâncă ce mâncau acum 5 ani. Și comportamentul de procurare a mâncării se schimbă de an în an și dacă stăm aici și mai povestim, trec încă 3 biciclete cu mâncare pe ele, ce? Acum 3 ani nu existau și acum o parte mare din business-ul cu restaurante e pe stradă pe biciclete. Și e o provocare faină și locul ăla de crescut, știi? Când lucrurile sunt atât de dinamice, se schimbă atât de repede, atâtea oportunități apar și felul în care mâncăm și felul în care vom mânca se va schimba și felul în care ambalăm mâncarea, felul în care ne cumpărăm mâncarea. Eu cred că e foarte, foarte dinamic și asta îmi place. Îmi place tare. Și mi-am propus așa acum 3 ani că nu o să investez nimic și nu o să fac un alt business numai în mâncare în următorii 5. Așa că mai am 2 în care nici nu dau voie să mă gândesc la altceva, numai la mâncare. Și dacă ar fi să o iau de la început, poate că aș face lucrurile diferit. Poate că, cu siguranță aș face lucrurile diferit, că nu mai am minte de acum 20 de ani sau acum 15 ani. Îmi place foarte tare să lucrez cu profesioniști și asta aș face de la început. Acum știi că lucrurile astea se bat cap în cap, că la început n-ai bani să plătești profesioniști, dar aș găsi cumva o metodă, că e prea fain să lucrez cu oameni buni decât să lucrez empiric. Și aș lua de la început în domeniul ăsta, e răspunsul, dar aș fi foarte atent la oamenii cu care lucrez. Foarte, foarte atent. Când spui profesioniști, te referi și la consultanți, la oameni din exteriorul companiei? Lucrezi cu consultanți? Aveți mult. Am avut analiza concurenței când am făcut strategia pe următorii 3 ani și când m-am uitat la bugetul pe care îl plătesc concurenții mei la consultanță, a meu e de 15 ori mai mare. Wow! Și când ne-am uitat la salarii, plătim 60% în plus față de concurență. Managerul financiar este Marius, ce e aici? Ceva nu e bine. Zic, eu nu cred că iau consultanți, eu nu știu ce să zic. Dar eu nu văd felul în care putem munci fără ca noi să învățăm. Și câteodată avem timp să citim cartea și să încercăm să facem noi. Câteodată trebuie viteză mai mare, trebuie să vină cineva să ne arate cum să facem. Nu putem să stăm și să stagnăm încă vreo 5 ani și să facem încercări până ne reușește nouă. E bine să luăm pe cineva și în ședința trimestrială, cum am avut un consultant cu noi, pentru că e mult mai fain să îți faci o prezentare cu realizările din producție și să fie niște ochi din exterior, super profesioniști, care au un consultant care are experiență în mai multe domenii, în mai multe țări, în mai multe piețe și altfel se vede. Din exterior, noi vedem toată ziua aceleași lucruri. Vine cineva din exterior, nu trebuie să fie mai deștept ca și noi, nu trebuie să fie mai frumos ca și noi, dar vede din altă perspectivă, vede fața cealaltă a cubului, tot cubul ăla. Dar el vede, tu vezi pe una, el o vede pe alta
și numai brainstorming-ul și discuția poate să-ți aducă așa banii aia de consultanță de 5 ori sau de 10 ori. Și îmi place să lucrez cu consultanți și întotdeauna am avut consultanți, întotdeauna am schimbat consultanți și așa am învățat și business-ul de lactate, că m-ai întrebat cum ai aterizat de aici, de la IT și cum ai putut să vii dincolo. Ce am avut un consultant care 10 ani a stat lângă mine și m-a învățat totul despre brânză, totul despre business, mi-a prezentat toți oamenii pe care trebuie să știu în țara asta din industria lactate, mi-a prezentat toți concurenții, mi-a prezentat, m-a pus cumva în branșa asta. Cred că nu puteam să fac business dacă nu aveam un om care să-mi vrea binele, să fie lângă mine și să-mi livreze know-how cum se face business-ul cu lactate, știi? Adică cât dura să-l învăț din carte? Bravo. Și recomand. Mă simt în siguranță, știi? Când... Recomand asta și altor antreprenori? Depinde. Eu am avut o perioadă în care am avut nevoie de confirmare. N-am fost așa sigur pe mine că fac ceva bine, n-am avut încredere în mine suficient de sus. Și atunci am lucrat cu niște oameni de lângă mine care mi-au confirmat sau nu că sunt pe drumul cel bun. Și mie mi-a dat claritate, mi-a dat liniște. Poate că nu aveam nevoie așa de mult, dar dacă mie mi-a dat liniște și claritate, eu am putut gândi ușor, știi? Pentru mine, dacă am claritate, pot face minuni. Dacă lucrurile sunt încălcite, nu știu ce să fac acolo. Și atunci un consultant îți poate descălci gândurile tale complicate sau viziunea ta complicată sau soluția ta complicată. Poate și mai simplu, ea încearcă așa. Și am avut și consultanți și coach și am și consultanți și coach alături de mine în ultimii 5 ani, tot timpul. Ultimele două întrebări. Cum ai definit succesul din punctul tău de vedere? Și un sfat pentru cei care poate sunt la început în afaceri sau vor să intre în afaceri, au semne de întrebare, au dubii, au frici? Eu cred că succesul din punctul meu de vedere pe mai multe planuri, așa. Cel mai important e familia, să am bucuria de a merge acasă și să sară copiii în brațe și să văd zâmbete când intru în casă și să petrecem momente minunate împreună. Momente minunate care, din punctul meu de vedere, nu înseamnă vacanță scumpă, înseamnă să mă duc la piață cu copiii, înseamnă să mergem la Wonderland, la călărie, să dăm de mâncare la căprioare, să ne jucăm cu două lemne în marginea pădurii și să petrec timp cu oamenii care mi-s dragi. Și cred că mai de mult n-am avut timp. Și acum că am timp să fac asta, pot să zic că am succes. Și cred că un om de succes trebuie să fie foarte sănătos ca să se poată bucura de succesul lui. Și am făcut pași mari și am ajuns să fiu foarte sănătos și sunt foarte recunoscător pentru asta. Și cred că face parte din succesul oricărui om să fii foarte sănătos. Cred că trebuie să fii și puternic. Fizic, trebuie să fii și puternic. Profesional, puternic emoțional. Nu aș fi crezut acum 10 ani că e important să fii puternic fizic, adică să poți ridica, să poți alerga, să poți face un efort foarte mare. Dar după ce am învățat să fac sport și am învățat să fiu sănătos, mi-am dat seama că îți dă o încredere în tine extraordinară, să fii puternic fizic.
și cred că sportul și mâncarea sunt extrem de importante și dacă poți să faci sport și să fii sănătos și să ai o familie minunată, cred că ai succes. Bineînțeles că business-ul ne aduce bani și e bine să ai bani și e bine să te bucuri de experiențe frumoase pe care ți le pot aduce banii și noi cheltuim foarte, foarte mulți bani ca și familie pe experiențe minunate. Să mergem în locuri frumoase, să vedem lucruri, să stăm o lună într-un loc și să trăim, să vedem cum trăiesc localnicii din locul ăla. Și, dar nu neapărat să merg la un hotel scump. Sau nu. Îmi place să... cred că posibilitatea de a avea aventuri frumoase în familie, cu prieteni, cred că partea asta de aventură și de experiență e o parte mare a succesului pentru mine. Faci chestii faine. Frumos. Și un sfat pentru cei care sunt la început, sunt în afaceri sau vor să înceapă afaceri. Ce le-ai spune? Eu cred că oamenii de afaceri au posibilitatea să-și creeze o lume a lor, o lume frumoasă. Ca și o țară mică, în care poate să scrie Constituția, poate să scrie legile, poate să facă sediul firmei, locul unde e activitatea firmei, așa cum visează el, să vopsească roz, să vopsească galben, să pună florile pe care vrea el, să pună mașinile care vrea el, să pună cărțile pe care vrea el în bibliotecă, să angajeze doar oamenii care se aliniază cu valorile companiei, să creeze un mediu de lucru exact așa cum visează. Să fie președintele țării. Să fie președintele țării. Să creezi o lume faină, așa mică, în care să trăiască zi de zi. Adică e unul să mergi la serviciu într-un loc în care alții fac legea și regulile și poate să fie un loc minunat, dar cred că antreprenoriatul îți dă voie să creezi tu ăla, să-l visezi locul ăla, să-l creezi, să-l construiești, să-l dezvolți, țara aia să crească mai mare, să crească mai frumoasă și să te bucuri zi de zi când intri pe poartă. Am avut și momente în care nu mi-a plăcut la fermă. Intram acolo și erau oameni toxici, erau procese care nu mergeau, erau lucruri care nu erau bine făcute, lucruri neregulă. Și am avut așa o revelație. Ce naiba? Ce se întâmplă? Mie nu mai place să vin aici. Și în puterea mea să schimb totul. De ce nu fac asta? Adică dacă îi văd pe oamenii că nu-și fac de ce mai lucrează aici? Adică dacă ei nu sunt ca noi și bârfesc și au alte ocupații și au alte valori și au alte bucurii în viața asta, de ce nu îi las să meargă acolo unde stau bârfitorii și să se simtă bine? De ce îi țin la mine? Sunt frustrați, nu pot să bârfească. Și am avut asta, da, noi nu-i fain pentru ei, n-au cu cine, nu-s destui. Și atunci, acum vreo 2018, am făcut odată așa, într-un an, am dat afară 12 oameni din 40. Și am zis, nu, aici trebuie să fie numai o bucurie și să ne simțim bine și să fie oamenii care trebuie să fie aici. Și atunci s-a schimbat totul și atunci cultura s-a schimbat și a fost așa o... Eram într-un training de management de 6 luni atunci și ne tot întâlneam în module lunare. Și mă tot întrebau colegii, bă, iar ai dat oamenii afară, da. Bă, dar nu mai ai cu cine lucra, bă, dar oprește-te că ești împit, că ai dat 25% afară. Să zic, da, mă, dar se face loc și vin oamenii care trebuie, se face așa cumva un vid... Și vin înspre tine. Dar trebuie să facă loc înainte. Nu vin dacă nu faci loc. Spațiul gol tinde se umple. Da. Și atunci am dat seama, am avut revelația asta. Băi, de la mine acasă, pot să fac cum vreau eu. Pot să... Puterea mea, știi? De ce să nu o fac? De ce să nu fie oamenii potriviți? De ce să fie oameni care nu se simt bine aici? Că nici ei nu se simt bine. Numai noi nu ne simțim bine. Nu se simt bine... Asta e. Ne facem un bine fiecare. Cu asta trebuie să terminăm interviul de astăzi. Mulțumim mult, Marius. Și eu îți mulțumesc de oportunitate. A fost o bucurie și m-am simțit bine la tine interviu. Sperăm că aceste gânduri să vă inspire.
Dacă sunteți antreprenori, să înțelegeți că e țara voastră, sunt regulile voastre și depinde doar de voi dacă vreți să fie așa cum vă place și cum vreți. Și dacă nu sunteți antreprenori, căutați fie o țară care să vă placă, fie poate începeți voi țara voastră. Oricum ar fi, mulțumim mult, Marius, mult succes cu brânza peste tot în lume, să bucurați oamenii cu produsele voastre bune peste tot în lume. Mulțumim! Mulțumesc și eu și mă bucur că v-am văzut pe toți!